Bună și ne-am găsit la nou de ocrilamne pe canal. Astăzi revin cu un clip a cărui nume încă nu-l știu. Încă nu m-am hotărât, dar până când o să vedeți voi clipul ăsta, cu siguranță am venit și cu un nume. Ei bine, înainte de asta vreau să zic ce port pe buze, pentru că e un ruș care îmi place foarte, foarte mult. Este vorba despre acest diamant, această superbitate de ruj de la Charlotte Tilbury. Arată așa, este nuanța Pillow Talk și mi se pare rujul nude perfect, superb. E ceva într-un mare fel. Acum văd că are gravat pe el scris Charlotte Tilbury. Mi-e și mie să arunc cu el, dar am făcut-o. Dar nu despre ruj vorbim azi, ci despre mai multe produse. Produse care m-au ajutat pe mine în ultima perioadă să trec mai ușor peste ceea ce mi s-a întâmplat. N-am să spun ce, dar vă bănesc că vă dați seama, este ceea ce circulă în ultimul timp. Nu vreau să deschid subiectul pentru că e un subiect despre care eu sincer să fiu m-am săturat până aici, nu mai vreau să mai aud, dar cu siguranță știți la ce mă refer. Vreau să vă arăt ce produse m-au ajutat pe mine în perioada asta, având în vedere că încă nu am trecut peste ea, încă sunt în acea fază, dar haideți să nu mai mă ajungeți și să trec la produse. Am adus produse din, să zicem, trei categorii. Avem skincare sau de fapt îngrijire, față și corp, pentru păr nu am adus nimic. Am adus și câteva suplimente și am adus și ceva de papa bun. Cred că am să încep cu produsele de îngrijire pentru că cred că astea vă interesează mai mult. Și vreau să vă zic că mi-a plăcut foarte mult să folosesc acest Body Salt Scrub exfoliant pe bază de sare cu liliac de la Nala. Eu pe al meu l-am terminat chiar în seara trecută, da? Am făcut baie și l-am folosit, dar îmi place foarte mult și am descoperit că îmi place să folosesc exfoliante pe bază de sare mai mult decât cele pe bază de zahăr. Mi se pare că cele pe bază de zahăr sunt foarte messy și foarte, nu știu, nu simt că nu hidratează corpul așa cum aș vrea eu. Evident, un scrub nu este pentru hidratarea corpului, ci pentru curățarea lui, doar că, nu știu, am impresia că cele pe bază de zahăr sunt cam, nu știu, murdăresc foarte repede cada și lucrul ăsta mă scoate din minți. Apoi, un alt produs pe care vreau să-l recomand și care îmi place foarte mult în perioada asta este vorba despre acest gel de duș de la Pelamar. Este un gel de duș cu extract de nămol terapeutic. Arată el așa. Mi-e mai greu să vă arăt produsele astea care sunt cu ambalaj alb, pentru că camera mea nu vrea să le... Adică nu că nu vrea să le focuseze, dar având lumina dată pe intensitate destul de mare, pentru că nu prea am lumină, se vede cam aiurea. Dar vreau să zic că îmi place la nebunie cum era. Se mi se pare că are cătină, ulei de cătină, da. Miroase foarte... foarte bine și are o textură foarte lichidă, deci dacă vă plac gelurile de duș astea care sunt mai groase, mai unctoase, mai așa, nu cred că o să vă placă. Cred că se găsesc în magazinele, produsele pe la mar se găsesc în magazine de me. Miroase foarte bine. E un miros curat, asta pot spune. Un alt produs pe care vreau să-l recomand sunt sărurile de baie, mai ales cele pe bază de eucalipt. Eu am aici Bath Salts Eucalyptus Leaves. Le-am primit cadou de la o colegă, de pupere n-am caz că te uiți. Am mai multe, am și cu eucalipt, am și cu trandafir
și mai am încă o variantă, dar vă recomand astea care sunt pe bază de eucalipt pentru că te ajută și la desfundarea nasului. Eu nu am avut, din fericire, probleme cu nas înfundat. Dacă aș fi avut, probabil aș fi folosit un ulei pe bază de mentă de la doTERRA sau ce mai am eu pe acolo. Știți că eu îmi țin acolo uleiurile. Și aș fi folosit, dar pentru că nu este cazul, am zis măcar la baie să folosesc, că simt așa miros și mă relaxează și mă face să mă simt foarte bine. Și pentru că sunt această iubitoare de arome dulci, a trebuit să vă arăt acest produs. Este vorba despre Deep Moisture Body Milk Smoothie Star de la Soap & Glory. Soap & Glory este un brand care, din păcate, nu se găsește la noi în România. Eu l-am primit de la draga mea Diana, pe care o pup. Prima oară l-am avut de la Elisa și pe o pup. Și le salut. Prima oară l-am avut de la Elisa și apoi mi l-a luat și Diana. Miroase foarte bine, este produsul care mă face să spun că miros ca o prăjiturică. Mie, în momentele în care, nu știu, după ce fac baie, mereu îmi place să vin și să-mi aplic o cremă de corp, simt că crema de corp sigilează tot procedeul ăsta și îmi dă o stare de bine și mai ales dacă folosesc și o aromă în asta mâncabilă, mă face să mă simt și mai bine. De obicei folosesc arome, cum să spun eu, care sunt în concordanță cu produsele pe care le-am folosit în cadă. De exemplu, dacă folosesc o aromă mai light, care nu se simte foarte bine după duș, după baie, vin cu ceva mai dulce. Dacă și în timp ce nu știu, dacă în timp ce fac baie folosesc ceva floral, merg tot pe o tonă merg tot pe un ton floral. Dacă folosesc ceva dulce și în cadă, merg tot pe dulce și tot așa. Adică încerc să am grijă cum alternez aromele, pentru că sunt anumite geluri de duș sau anumite creme de corp sau, nu știu, exfoliante care își păstrează mirosul și nu vreau să le combin aiurea. Asta îmi place foarte mult. V-am zis, din păcate nu se găsește la noi, se găsește în UK. Dacă aveți pe cineva sau aveți drum pe acolo sau habar n-am, vă recomand produsele Soap & Glory pentru că miros divin. Acum să trecem la față. Pentru față, în perioada asta în care nu ne simțim bine, suntem răciți, avem probleme, chestii, trestii, nu fac foarte multe chestii. Încerc să mă țin de acidul hialuronic. Așa, pentru că cred că e important. Momentan, aici la Brăila cu mine l-am pe cel de-al The Ordinary, care este 2% plus B5, dar știți că mie îmi place foarte mult cel de la Eladerm, pe care îl am la Galați. A rămas acolo, dar orice acid hialuronic cu care vă împăcați voi bine, e recomandarea mea și este ceea ce eu folosesc și ceea ce eu, mie mi se potrivește. Am început să-l folosesc și pe ăsta pe care l-am primit de la fete, pe care le pup pe toate. O să vă las un card pe sus să vedeți despre ce e vorba. Pe care l-am primit în acel calendar avem de la Sephora, era acolo. Este prima oară când folosesc este prima oară când folosesc un produs de la The Ordinary. Mă împac bine cu el, nu, tenul meu nu a reacționat urât, deci e totul ok. Și ultimul pas în îngrijirea tenului, evident că ar trebui să vin și cu o recomandare de cremă, doar că eu nu am momentan o cremă pe care o folosesc constant, adică am primit foarte multe mini-uri, mostre și încerc să le folosesc, așa că de aceea nu am venit cu o recomandare, dar folosesc și cremă de față după ce folosesc acest ser. Apoi, neapărat un balsam de buze. Mie acum am observat că mie se ieși ceva spuzeală, whatever, din cauza imunității. Aici am Femino Help stick de buze, este cel cu ulei de mentă, pentru că știu că mă întreba Ile, pe care o pup,
dragă de ea, ma, nu vrea să se vadă acest balsam de buze. Mai am destul de puțin din el. Este foarte bun, mai ales că este cu mentă, e răcoritor așa. Se simte foarte unctuos pe buze și îmi place la nebunie. Neapărat folosiți ceva pentru buze, pentru că buzele în perioada asta se usucă, se crapă, se groaznic. Apoi, trecem la partea de suplimente și chestii. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre ele. Vă zic doar ce folosesc eu și ce simt că mă ajută pe mine. Eu folosesc Molekin, Imuno, cu vitamina C, vitamina D și zinc. Asta este o altă cutie pentru că dacă mă urmăriți știți că am făcut eu un haul de la DM, o să vă las un card pe sus și vă arătăm acolo că mi-am luat. Le-am folosit pe acelea, trecut ceva timp de atunci, dar pentru ceea ce am eu mi s-a recomandat Molekin. Mi-au dat să iau varianta de capsule sau nu știu ce sunt, nu, cred că sunt comprimate, doar că sunt foarte mari și în perioada aceea la început, cel puțin, nu prea puteam să înghit pastile astea foarte mari, așa că am decis să trec pe varianta asta de piculețe, sunt 10 piculețe, sunt foarte bune la gust. Eu care sunt o sclipostă vă pot spune că sunt foarte bune la gust, cam așa arată un pliculeț. Și îl fac cu apă și e super. Văd că mai am destul de multe. 3, 4, 5, 6. Mai am vreo 6. Deci am vreo 4 momentan. Ok. Deci, Molekin, recomand. Și eu cu ce m-am confruntat cel mai mult a fost tusea, de care încă nu am scăpat în totalitate, dar o să scap. Nu e problemă. Am luat acest sirop Herbion cu lichen de piatră. La fel, e foarte bun la gust. Chiar cred că ar trebui să iau și acum o gură pentru că nu mi-am luat doza pe ziua de azi. Mai am foarte puțin. Nu știu dacă observați că până aici mai am. Și se ia de 3 ori pe zi, dacă nu mă înșel. Da, de 3 ori pe zi, cât un gât. Să trăiți. E foarte bun. Când am văzut denumirea asta de lichen de piatră, am zis, oh my god, ce o să fie chestia asta. Da, uite că nu, chiar îmi place. Acum, haideți să trecem la chestiile bune. Yum-yum. Ceva care îmi place foarte mult să mănânc în ultima perioadă și am de la două branduri. Dar ăștia sunt preferații mie, bănuiesc că sunt la fel, nu știu, pe cei de la Penny am încercat. Sunt acești covrigei vanilați, de la Ronțăilă. Arată punguța așa, foarte bun. Mie nu-mi plac covrigi în general, ăștia sărați, nu prea-mi plac. Am mai descoperit unii care sunt așa foarte mari și subțirei și crocanți. Sunt buni și aceia, dar ăștia mereu mi-a plăcut și țin minte că îi consumam de când eram mică și când eram răcită și nu aveam probleme cu digestia și așa. Am luat mama mereu sau mereu îi spunea mamei mele să-mi ia acești covrigei. Găsiți tot fel de variante, văd că eu mai am o variantă de la Pei. La fel, bănuiesc că sunt la fel, dar mie îmi plac și vi recomand vă că ăștia sunt cu, și cu semințe de in. Habar n-am, nu am mai încercat până acum, dar bănuiesc că sunt la fel ca și gust, așa. Apoi, un alt lucru pe care îmi place să-l consum în perioada asta sunt rodiile. Și am aici o rodie bio. Dacă mă urmăriți pe Instagram, ați observat că în fiecare seară mănânc rodie. Îmi plac foarte mult rodiile. Sunt așa acrișoare și bune și foarte încărcate cu vitamine. Așa că vă recomand să încercați să consumați cât mai multe citrice în perioada asta. O să încep și eu să mănânc și portocale. Până acum nu prea am mâncat pentru că având probleme cu stomacul un pic în perioada asta, am stat departe de tot ce înseamnă citrice, dar am început
cu rodiile și nu mi-au făcut rău, așa că o să continui și cu portocalele, dar mi-era foarte poftă într-o seară de rodii și am zis că vreau rodii, vreau rodii și a doua zi mi-au luat și sunt super, super bune. Iar ultimul lucru pe care vreau să vi-l recomand, să încercați să aveți ceva dulce mereu la voi, iar eu vreau să fac recomandarea de Tic Tac. Da, am aici Tic Tac cu portocale, sunt preferatele mele. Cred că este foarte bine să avem și să luăm ceva dulce cu noi, pentru că ne poate scădea glicemia și am avut câteva episoade în care mi-a scăzut glicemia și m-am simțit foarte nașpa și nu înțelegeam de ce mă simt așa, pentru că, na, și după aia mi-am dat seama că, băi, e de la zahăr, că nu consumam și e bine să ai ceva acolo. Ok, cam astea sunt toate recomandările mele. Încă nu știu ce o să iasă din clipul ăsta, dar am vrut să-l filmez. Nu știu, să fie gen favoritele din ultima perioadă sau habana. O să văd eu. Ne decidem pe parcurs. În fine, ăsta a fost clipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pe un videoclip să-ți superbă! Am pat! Pam!